La o zi după prăbușirea avionului din vecinătatea barajului Siriu din Munții Buzăului, apar date noi despre accident și despre ocupanții aparatului. Doi oameni de afaceri și-au pierdut viața, Ioan Mihai Covaciu din Cluj, cel care pilota aparatul, și Liviu Emil Bucățică. Cei doi decolaseră la Ghimbav și intenționau să ajungă la Constanța. Martorii spun că oamenii de afaceri nu au avut nicio șansă de supraviețuire. Este o zonă foarte rea, o gaură adâncă, foarte rea. Unde s-a prăbușit aripile, a rămas cam aproximativ la 100 de metri în copaci, o trusă de scule la 200 de metri cu ușa, cum a făcut explozie, și acolo a picat jos și acolo a murit. Așa i-a găsit, dedesubt, acolo, pe un copac în jos, cum a picat pe copac în jos. Unii dintre sătenii susțin că au văzut cum se desprind bucăți din avion în timp ce acesta era încă în aer. Am auzit o huială mare și când m-am uitat la dial, am văzut ceva venind așa, și o bubuială mare. Și am zis, s-a prăbușit un avion. Și am strigat la o vecină, și zic, avionul s-a prăbușit. Și că unde? Lumea. Lumea, a trecut lumea la deal. M-am dus și eu până acolo, dar nu ne-a primit. Au avut banii, au avut actele, tot. Și le-au găsit toate acolo, deci cu totul ce au fost. Așa se aude, ce se aude, am văzut. Oameni de afaceri mergeau. Oameni de afaceri, da. Au avut bănetă, au avut bani mulți acolo, 200 de milioane. Autoritățile din Buzău au intrat în alertă după ce un localnic din Nehoiu a sunat la 112 și a anunțat că într-o zonă greu accesibilă a găsit bucăți dintr-un avion ce pare a fi de mici dimensiuni. Imediat au fost alertate echipaje de pompieri, echipaje medicale, jandarmi și polițiști pentru derularea acțiunilor de căutare-salvare. Avionul care s-a prăbușit în zona montană a județului Buzău era un Tecnam T-2008, fabricat în urmă cu 10 ani în Italia. Deocamdată nu s-a stabilit cu exactitate cauza accidentului, dar anchetatorii nu exclud ca vremea urâtă să fie reprezentată un factor important.